ziua, domnilor consilieri. Precum se vede, nici astăzi nu putem să avem, să fim majoritate pentru ca să începem ședința Consiliului Local. Nu avem acolo avizele, comisiile de specialitate nu s-au întrunit, așa că, ca de fiecare dată venim, vorbim 5 minute și plecăm acasă. Printre proiectele care erau foarte urgente astăzi, aș vrea să reamintesc câteva, sigur, proiectele vechi care sunt cu alimentarea cu gaze naturale de la Valea Mică, trebuia contractul semnat și tot se lungește pentru că nu putem să aprobăm această hotărâre, dar mai important era și rectificarea pentru începerea școlii, vedeți că avem curtea plină de noroi, trebuia să facem, să pavăm, trebuia să văruim școala asta, iar ar trebui să închidem grădinița numărul 1 care este gata, se dă în folosință, numai că trebuie hotărâre de Consiliu ca să putem să plătim și să facem recepția grădiniței. Deci noi suntem cu grădinița terminată și nu putem să intrăm cu copiii pentru că consilierii noștri nu vin la ședință. De asemenea, părintele de la Valea Mică ne-a solicitat un ajutor pentru ca să facem trotuarele. Sigur, ați văzut că toate pavajele lor așa sunt stricate, sunt distruse și am încercat, ar trebui să-l ajutăm. La fel, grădinița 1, rectificare la rectificare, mai avem tot felul de... Ar trebui bani peste tot. Noi nu putem face fără bani, nu putem face ajutorul nimic. La fel, am primit bani pentru ajutorul de încălzire, pentru cetățenii care sunt în situații deosebite. Nu putem să dăm drumul pentru că nu avem hotărâre de Consiliu Local. Sigur, multe, multe alte proiecte. Am 40 de hotărâri pe ordinea de zi, puncte pe ordinea de zi, dar cum se vede, nu putem să venim cu nimic, așteptăm, nu știu, practic săptămâna asta vom începe ca să vedem ce facem cu acești consilieri și pur și simplu să-i trimitem acasă, nu vor să vină, nu este obligatoriu, ei nu trebuia să ne încurce pe noi ca și Consiliu. Am înțeles că mesajul lui ăsta, lui fotograful ăsta, cum îi spune, lui Mărcuș, este că își bagă el scula în ceva care, pentru 600 de lei pe care îi primește aici. Nu știu dacă trebuie să vii pentru 600 de lei sau trebuie să vii pentru ca să aprobi nevoile cetățeanului, proiectele pentru care sunt pentru nevoile cetățeanului. Avem drumuri, Anghel Salini, avem drumurile noastre care avem de făcut în continuare. Câte multe proiecte, dar fără ca să nu putem merge mai departe, pentru că, practic, eu sunt executivul, eu duc la îndeplinire hotărârile pe care dumneavoastră le luați aici așa. Dar dacă nu aveți majoritatea, nu avem majoritatea, nu putem să mergem mai departe. Deci cam asta este. Dacă și dumneavoastră aveți ceva de comentat, sigur, lipsește astăzi, lipsesc tot cei băieții frumoși din opoziție, ei deștepți. Ce să facem? Asta este dacă ei se consideră mai presus de lege, ei nu vin astăzi și cum putem să-i numerăm. Este Alexov, este Leghede, este Benchea Ștef, Benchea Francii, Mărcuș, Urban și Voidoc. Ăștia sunt oameni și cu... Dar este și... Ciurarul Monica, care este. Acum nu știu cadra, pentru este sigur... Poate nu ajuns încă, noi vrem să nu stăm aici foarte mult, dar ăștia suntem cei prezenți care totuși trebuie să facem ceva ca să mergem înainte cu comunitatea, nu se poate, să rămânem în urmă. În toată campania electorală s-a urmărit practic diminuarea decalajului care există între comunitățile noastre și comunitățile de afară. Altfel, acest decalaj nu poate să dispară, numai dacă venim cu proiecte și să dovedim cetățenilor că putem face și putem fi și noi ca și cei de afară. Adică să avem rețele, să avem utilități, să avem tot felul de instalații, tot felul de rețele pentru nevoile cetățeanului. Din păcate, ei nu știu ce urmăresc, ce doresc ei, eu nu pot să le fac, ei doresc ca să-l dăm afară pe domnul Gabi, domnul viceprimar. Vreau să spun că ar fi împotriva legii, pentru că nu poți să dai un om afară dacă nu a greșit cu nimica. Te dă în instanță,
le dăm instanță și îi plătim. S-au fost atâtea situații în care viceprimarul care a fost dat afară i-a dat în judecată și și-a câștigat drepturile. Un om se dă afară dintr-o poziție în situația în care greșește cu ceva, nu că vreau eu sau vrea cineva. Nu putem face lucrul ăsta. În momentul când s-au făcut alegeri, în momentul când s-au făcut alegerea viceprimarului, a întâlnit majoritatea, a întâlnit cadrul legal, noi nu putem să venim și să forțăm lucrurile în alt fel. Vă mulțumesc că ați venit, îmi pare rău că totuși venim și plecăm acasă cum venim, dar asta e situația. Vă mulțumim pentru că ați venit.